adevărata stâncă. În 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 4, găsim scris: și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era Hristos. Din stânca lovită de Moise pentru prima dată la Horeb, a curs un șuvoi de apă dătătoare de viață, care i-a înviorat pe israeliți în pustiu. În timpul peregrinărilor lor, ori de câte ori era nevoie, li se dădea apă printr-o minune a îndurării lui Dumnezeu. Dar apa nu a continuat să curgă la Horeb. Ori de câte ori în călătoriile lor aveau nevoie de apă, acolo, din despicăturile stâncii, apa țâșnea lângă tavăra lor. Hristos era acela care, prin puterea cuvântului său, făcea ca șuvoiul răcoritor de apă să curgă spre Israel. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era Hristos. El era izvorul tuturor binecuvântărilor, atât ale celor trecătoare, cât și ale celor spirituale. Hristos, adevărata stâncă, a fost cu ei în toate peregrinările lor. Și nu vor suferi de sete în pustiurile în care îi vei duce, ci va avea să curgă apă pentru ei din stâncă. Va despica stânca și va curge. Isaia 48:21. A deschis stânca și au curs ape care s-au vărsat ca râu în locurile uscate. Psalm 105:41. Stânca lovită îl ilustra pe Domnul Hristos și prin acest simbol sunt transmise cele mai prețioase adevăruri spirituale. După cum din stânca lovită se revărsa apa dătătoare de viață, tot astfel de la Hristos, lovit de Dumnezeu, străpâns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, Isaia 53:4-5, curge șuvoiul mântuirii pentru omenirea pierdută. După cum stânca a fost lovită de o singură dată, tot așa Hristos s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora. Evrei 9:28. Mântuitorul nostru nu trebuia să se jertfească a doua oară, iar aceia care caută binecuvântările Harului Său nu trebuie decât să le ceară în numele lui Iisus, revărsându-și astfel dorința inimii în rugăciune prin căință. O astfel de rugăciune va aduce înaintea Domnului oștirilor rănile lui Iisus și atunci va curge din nou sângele dătător de viață, simbolizat prin revărsarea apei dătătoare de viață pentru Israel. Îți mulțumesc, Părinte Ceresc, că puterea dătătoare de viață a lui Hristos este încă disponibilă pentru oricine și pentru toți cei care vor bea din El. Te rog, ajută-mă să înțeleg că voi pierde atât de mult dacă astăzi nu reușesc să beau din adevărata stâncă, Iisus Hristos. Îți mulțumesc că alături de El și astăzi voi avea o zi plină de biruință. Îți mulțumesc că Tu mă conduci. Îți mulțumesc că și în suferință ești alături de mine. Îți mulțumesc că nu renunți la mine. Fii slăvit și lăudat. Amin.